Asta prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră, noi de aici din studio și vă mulțumim că uh, și de data aceasta ați ales să vă petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum v-am obișnuit uh, și în seara aceasta vă aducem un invitat deosebit, de fapt o revenire în studiul nostru al unui prieten drag, un uh, om deosebit, un om al lui Dumnezeu, un rugător al lui Dumnezeu, Așa că îi spunem bun venit domnului conferențial universitar dr. Ciprian Terinte, profesor la Institut Teologic Pentecostal din București și pastor la Biserica Creștină Pentecostală Vestea Bună din București. Domnule profesor, bine ați revenit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru noua invitație pe care mi-ați făcut-o ca să fiu alături de noastră și alături de telespectatorii noștri. Domnule profesor, Vă mulțumim și, în primul rând, îi mulțumim lui Dumnezeu, de fapt, pentru oportunitatea aceasta de a sta uh, încă o dată de vorbă în fața camerelor de la vederi. Astăzi uh, vom trata împreună un subiect, a spune, întotdeauna la zi. Îi noi, realitatea la zi, și subiectul din seara aceasta este un subiect care în fiecare zi este actual, și anume vom vorbi despre suferințe și, în mod special, credința. Creștinului în suferință. Este un subiect foarte discutat, foarte prezent, să spunem, în comunitatea noastră creștină și de multe ori subiectul acesta al suferinței, cel puțin așa cum observăm, mai ales în zilele acestea în care încă suntem în pandemie, încă suferim cu toții de tot ce înseamnă această perioadă epidemică. De multe ori această suferință este înțeleasă greșit și mai mult uh, să spunem, motivația cu care este tratată sau modul în care se dau soluții și uh, se, câteodată se încearcă găsirea unor vinovați. sau chiar soluțiile oferite sunt practic uh, uneori în afara Sfintei Scripturi. Așa că împreună cu dumneavoastră vreau să încercăm să înțelegem subiectul acesta și în primul rând vreau să înțelegem din punct de vedere... A Sfintei Scripturi. Pentru că, dacă stăm să vorbim despre suferință, apropo, am făcut un exercițiu înainte de emisiune, am dat un Google cu cuvântul suferință, l-am dat și în engleză, uh, la fel, suffer și am fost uimit să văd cât de multe aspecte, forme, poate să ia suferința. Fie că vorbim de suferința creștinului, fie că vorbim de suferința Uh, oricărui, oricărui persoane de pe acest pământ are atât de multe forme încât ne-ar trebui probabil o viață întreagă să discutăm. Dar haideți să vedem uh, cum vedeți dumneavoastră uh, suferința, de fapt ce ar trebui să credem noi că este credința biblică și apoi vom discuta despre ceea ce este ceea ce spune tot așa Biblia despre suferință. Da, cred că este foarte bine să începem uh, prin a discuta despre credință, pentru că, în general, uh, noi credincioși, spre deosebire de semenii noștri necredincioși, când ne confruntăm cu suferința, de orice natură ar fi ea, pentru că spuneați că uh, găsim un spectru foarte larg de suferințe în uh, viața personală și, în general, în uh, experiența rasei umane, dar spuneam spre deosebire de semenii noștri necredincioși, noi credincioșii abordăm suferința cu credință. De aceea este foarte important ca înainte de a vorbi despre suferință în sine să vedem ce este credința mai întâi, pentru că observ că opinia sau percepția larg răspândită despre credință în suferință este adesea ori una nebiblică. Și anume, foarte mulți credincioși Consideră că a avea credință în suferință înseamnă a avea convingerea fermă că Dumnezeu, datorită insistenței mele obstinate, va rezolva lucrurile în maniera pe care eu o găsesc potrivită. Până la urmă, va soluționa suferința mea într-un mod pe care eu îl găsesc favorabil, așa cum eu îmi doresc. Dumnezeu va acționa după propria am dorință. Și din cauza acestei sau această percepție e, greșită generează alte idei. E, nebiblice cu privire la credință în suferință. Cum ar fi. E, soluționarea problemei depinde de e, insistența mea înaintea lui Dumnezeu. Sau am la dispoziție mijloace prin care îl pot constrânge pe Dumnezeu să acționeze într-o manieră dezirabilă. Da, sunt creștini care își imaginează că postul lor, am, am întâlnit chiar asemenea formulări, prin postul nostru, prin rugăciunea noastră, îl putem determina pe Dumnezeu să acționeze, ceea ce mi se pare blasfemator să, să pretindem că îl putem determina cumva pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este suveran, atunci el nu poate fi determinat de nimeni. de aceea spun că este... E un atac la suveranitatea lui Dumnezeu. Sigur. Este ofensator. Apoi, se spune că am putea să cumpărăm bunăvoința divină prin anumite gesturi de pietate. Sau, în cazul în care nu se rezolvă favorabil, sau așa cum găsim noi că ar fi favorabil, devină este necredința solicitantului, să spunem, a credinciosului care se roagă. Nu s-a rezolvat. E, înseamnă că n-ai avut suficientă credință. Dumnezeu n-a văzut la tine capitalul de credință necesar rezolvării acestei probleme. Ceea ce este total nebiblic. De aceea aș zice că este necesară o discutare a subiectului credinței din perspectivă biblică. Poate chiar a definirii credinței Sigur, credința are și ea un câmp semantic foarte larg în, în Sfintele Scripturi, un spectru semantic destul de larg, dar vorbim despre credința pe care noi o exercităm în suferință, nu despre acea credință mântuitoare, salvatoare, ca încredere în Hristos pentru mântuirea noastră de păcate și moștenirea vieții veșnice, ci credința pe care o manifestăm în suferință și ar spune că această credință este convingerea, repet, nu că Dumnezeu va rezolva lucrurile așa cum îmi doresc eu, pe măsură ce eu manifest această convingere neclintită, ci, după părerea mea, credința biblică este convingerea fermă, neclintită, că Dumnezeu are un plan desăvârșit și că planul său, ceea ce a plănuit el, este cel mai bine. Da? Convingerea că Dumnezeu are un plan și ce a plănuit el este cel mai bine. Această credință trebuie să stea la baza um, strategiilor noastre de gestionare a situațiilor de criză, a suferinței. Și mă bazez aici pe un text pe care de obicei îl, îl trunchiem, un verset pe care îl trunchiem. Ne place să îl trunchiem pentru că uh, trunchierea aceasta, de fapt, favorizează o... o Teologie care ne are pe noi în centru. De aceea ne place să trunchem acest verset. Eu o să citesc uh, trei versete ca să înțelegem despre ce este vorba, dar în atenție aduc v, uh, versetul din Romani 8 cu 28. Spusele Apostolului Pavel din Romani 8 cu 28. Unde spune în felul următor și o să uh, citesc din uh, versiunea EDCR a Bibliei, traducerea nouă, telespectatorii noștri, dacă nu au o uh, ediție tipărită, o pot găsi pe internet pentru a ne urmări. Spune în felul următor. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și de obicei de aceea spuneam că cităm uh, versetul acesta trunchiat, pentru că ne oprim aici. Nu Să nu te îngrijorezi, frate, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, asta înseamnă că până la urmă, da, tot acest complex de împrejurări care ți este acum nefavorabil, va duce la o bunăstare uh, inimaginabilă. Și atunci fiecare se gândește, da, trec acum prin suferința asta, prin încercarea asta, dar cine știe cum Dumnezeu va crea un uh, um, ansamblu de conjuncturi în care până la urmă, va ieși tot spre binele meu. Acestea vor fi conjugate de Dumnezeu ca până la urmă să, situația să fie chiar mai fericită decât înainte. Și poate ne mai gândim și la exemplul lui Iov, care după ce a trecut prin încercare a avut o familie mai binecuvântată și o situație materială mai binecuvântată, când de fapt versetul spune în continuare, reiau citirea, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați după planul său. Ar spune că sintagma centrală în acest verset nu este binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, așa cum ne imaginăm, ci este după planul Său. Planul lui Dumnezeu este concept, conceptul fundamental în acest verset. Dumnezeu are un plan. Și acum să vedem, ca să trecem și uh, la cu discuția noastră către rostul suferinței. Da? Spune mai departe. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, da, și nu, nu intrăm acum în polemica aceea, predestinare, liber arbitru, exact. pentru că părerea mea e că nu despre asta este vorba în text. Da? Știu că acesta este un verset frecvent adus în discuție în această polemică. După părerea mea, în versetul acesta nu este vorba despre predestinare sau liber arbitru. Ci spune felul următor. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Nu spune să, să fie mântuiți, să fie asemenea chipului său. Adică planul lui Dumnezeu este acela ca prin toate lucrurile îngăduite în viețile noastre să șlefuiască în noi frumusețea chipului dumnezeiesc, frumusețea chipului lui Hristos. Așadar, a avea credință în suferință, Înseamnă să cred că Dumnezeu are un plan desăvârșit și că suferința mea face parte din ceea ce Dumnezeu a plănuit în mod suveran. Suferința mea are un rost în planul lui Dumnezeu. În opinia mea, asta înseamnă să avem credință în suferință. Și dacă, dacă ne uităm la eroii Credinței. Cei care, sigur, sunt foarte mulți eroi ai credinței pe paginile Sfintelor Scripturi, dar câțiva sunt selectați, unii nominal, unii nu, în Evrei 11. Și ne uităm cu emulație, sper, la acești eroi ai credinței. Și aș vrea să citesc din acel binecunoscut capitol 11 niște versete mai puțin cunoscute. Capitolul este binecunoscut. În schimb, finalul lui, probabil, pentru că. Nu corespunde acestei teologii pe care eu o numesc antropocentrice, pe care tindem să ne formăm noi în suferință, ca și, cum, ca și cum noi am fi și bunăstarea noastră prezentă ar fi în centrul atenției lui Dumnezeu, în centrul planului lui Dumnezeu. Când de fapt nu noi suntem, da, și bunăstarea noastră prezentă în centru, da? ci Dumnezeu în Hristos. Este în centrul acestui plan. Da. Um, și uh, spuneam că dacă ne uităm în aceste două versete pe care vreau să, să le citesc, poate găsim aici un antidot la teologia noastră care tinde să fie din ce în ce mai umanistă. Da. Uh, care tinde să ne îndrepte privirile din ce în ce mai mult către o fericire prezentă pe care Dumnezeu nu o are în vedere. Sies uh, lui spunea foarte bine... Da, Dumnezeu este bun, dar bunătatea lui Dumnezeu, binele pe care îl vrea Dumnezeu, pentru noi este un bine care vindecă și îndreaptă. Da? Și vindecarea și îndreptarea sunt două acțiuni care, la orice nivel și în orice context le-am găsit, sunt niște experiențe dureroase. Da? Deci, binele lui Dumnezeu este un bine dureros, pentru că este un bine care îndreaptă, care vindecă, da? ca, ca un medicament care nu-ți place, al cărui gust nu este, nu este plăcut. Și iată versetele uh, pe care intenționam să le citesc. Spuneam că sunt despre eroi credinței, dar sunt niște versete foarte adesea ignorate. Ne, ne uităm la acești mari eroi ai credinței, ne-ar plăcea să fim ca ei, dar nu citim ce se spune dacă vreți, ce se spune în apogeul prezentărilor de către scriitorul sacru. Și uitați ce se spune despre ei. Evrei 11, versetele 39 și 40. Spune în felul următor. Toți aceștia, deși au fost apreciați pentru credința lor, în traducerea Cornelescu clasică spune lăudați pentru credința lor, da? e același lucru, toți aceștia, deși au fost apreciați pentru credința lor, și acum să fim atenți, n-au primit ce le fusese făgăduit. Și acum întreb eu, nu spunem noi foarte adesea și nu ne gândim de fapt că credința este acel instrument prin care, pe care îl folosim pentru a primi? Nu spunem noi foarte adesea, doamne, dacă, dacă ai credință și poate ajungem să discutăm și acele versete greșit interpretate, potrivit Cărora s-ar părea că tot ce credem cu credință că vom primi, chiar vom primi. Dar, în general, spunem, tole, dacă ai credință, și, și opinia este prea larg răspândită, aș putea spune, printre credincioși: dacă ai credință, primești tot ce îți dorești. Dacă nu primești tot ce îți dorești, înseamnă că n-ai avut credință. Dar, uitați-vă, despre eroii credinței se spune că aceștia au fost apreciați de Dumnezeu, bineînțeles, că de contemporanilor, n-au fost apreciați, se spune în text. Au fost apreciați de Dumnezeu pentru credința lor și totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. De ce? Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun. Ce este acest mai bun? Acest ceva mai bun este Planul lui Dumnezeu. Ceea ce în Romani 8 găsim ca fiind Planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan, de aceea spuneam că a avea credință înseamnă. A avea convingerea, a crede că Dumnezeu are un plan și ce a plănuit el este cel mai bine. Și că suferința mea face parte din acest plan desăvârșit al lui Dumnezeu. Și dar credința în suferință nu are rostul. Este un instrument de scăpare de suferință, de evadare din suferință. Da, în niciun caz, pe parcursul discuției noastre, probabil vom, vom vedea care este rolul credinței în suferință. Dar deocamdată am vrut să o definim. Credință Ex. înseamnă să crezi că Dumnezeu are un plan desăvârșit și că suferința ta face parte din acel plan al lui Dumnezeu. Exact. Înainte de a merge puțin în direcția aceasta, care este rolul credinței în suferință, aș vrea să rămânem puțin la planul lui Dumnezeu, pentru că am auzit și cu siguranță ați auzit și dumneavoastră despre ideea aceasta că unii dintre martirii credinței creștine, cei care au suferit mult în închisuri, inclusiv în istoria recentă a României. Suferința aceasta a fost un factor să spunem decisiv, un factor marcant în procesul de mântuire, sau în planul de mântuire. Acum, noi știm că mântuirea, planul Lui Dumnezeu de mântuire, planul de mântuire Lui Dumnezeu are la bază un, un lucru fundamental, și acesta este credința în cerfa Domnului Hristos, în înviere, ca domn, și domn, ca, ca domn și Mântuitor al nostru. Sunt oameni care au suferit, poate la fel, dar a lăsat acea componentă despre care vorbim, și anume credința. Așa că, credința mântuitoare este, să spunem, cea care, într-adevăr, ne. Temeria, da? La și apoi. Avem alte straturi uh... ale Credinței, să spunem, e, da. Și aici vreau să vedem care este relația, cum se poziționează împreună sau cum lucrează împreună. Că bănuiesc că uh, asta este, să spunem. Marele plan al uh, suveran al lui Dumnezeu, atunci când pe fundamentul acestei credințe mai pune câte o cărămidă, și cărămidile acestea una peste alta sunt, de fapt, trepte ale suferinței, ale răbdării și multe, multe alte, să uh, spunem, lucrări pe care Dumnezeu le are în planul lui mai bun pentru noi. Da, da. De fapt, credința în sensul ei larg al cuvântului încercând să-i dăm o definiție așa sau măcar o descriere. Acolo unde nu putem defini, descriem. Găsim lucrul acesta și la scritorii Noului Testament sunt foarte multe noțiuni pe care în Noul Testament nu le găsim standardizate, definite, da? nu le găsim nu găsim pentru ele niște definiții supreme, globale, să zicem, definitive, ci găsim mai degrabă niște, niște descrieri ale lor. Așa se întâmplă, de pildă, cu conceptul despre biserică. Nu găsim o definiție a bisericii, dar găsim foarte multe descrieri, mai ales metaforice ale bisericii. Dar revenind la credință, cred că credința, în esența ei, este o încredere că Dumnezeu, ca să revenim la plan, că Dumnezeu are un plan de salvare în Hristos și că mă invită și pe mine să fac parte din acest plan de salvare. Asta este, după părerea mea, în esența ei, Credința. A. Și, ca să fac parte, acum, ca să defalcăm uh, această uh, definiție a Credinței, ca să fac parte din Planul lui Dumnezeu, trebuie să-mi pun încrederea în Domnul Isus Hristos pentru iertarea păcatelor mele, da? apoi trebuie să-mi pun încrederea în El pentru moștenirea vieții veșnice și, uh, sigur, găsim celelalte valențe ale Credinței. Dar, în esență, Credința este o încredere. Încrederea că Dumnezeu vrea să facă ceva cu lumea aceasta și mă invită și pe mine să fac parte din acest plan. A face parte din acest plan înseamnă, pe de o parte, să fiu eu însumi salvat de păcatele mele, dar un creștin matur nu se oprește niciodată aici. El știe că el este salvat pentru a fi, pentru a coopera, pentru a fi cooptat de Dumnezeu, pentru a fi folosit, dacă vreți, în sensul pozitiv al cuvântului, că este o onoare să fii folosit de Dumnezeu, pentru a fi folosit de Dumnezeu în extinderea, în avansarea acestui, acestui plan. Ceea ce noi numim uh, sfințire și rodire în, în viața credinț de credință. Vedeți, scopul credinței nu este doar sfințirea personală, ci este rodirea pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică să fim, să zicem, productivi, eficienți pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci, în esență, credința este o încredere în pentru un Dumnezeu suveran care salvează prin Hristos și are un plan pentru toată veșnicia. Eu e o, să spunem, o lucrare impresionantă, probabil nu o să înțelegem pe pământul acesta până ne vom întâlni cu Domnul Hristos. De ce Dumnezeu în măreția lui, în suveranitatea lui ales să conlucreze, așa îi spunem noi în termenul ăștia, noștri bisericești, să conlucreze cu o ființă păcătoasă, cu un om. Când Dumnezeu are la dispoziție îngeri, arhanghel și tot, zice și se face. Da. Totuși da. Dumnezeu are plăcerea aceasta de a lucra, de a-l pune și pe om în valoare și a-l lăsa pe om să-și aducă și el părticica lui de contribuții în planul acesta de mântuire al omenirii. Da, da. S -s, e, explicația simplă, dar și profundă în același timp, este dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este atât de iubitor încât nu vrea să facă treburile singur. Știți? În general, o ființă capabilă de iubire, o ființă iubitoare, iar Dumnezeu este, dacă vreți, se descrie pe sine ca fiind dragoste, o persoană iubitoare nu iubește Singurătatea. Nu că nu-și găsește anumite momente de singurătate. Fiecare avem nevoie de niște momente de recalibrare, de, de o singurătate întremătoare. Dar mă refer la ca mod de viață. Ca mod de viață o ființă iubitoare nu se izolează egoist în perimetrul în care se simte confortabil, ci dorește mereu și mereu să-și împărtășească resursele, iubirea. Mi-aduc aminte de persoană care ajunseseră la vârsta pensionării, copiii erau plecați de acasă, nepoții încă n-aveau și mărturiseau, domnule, simt nevoia acum cu capitalul de maturitate acumulat de-a lungul anilor, sunt nevoia să-mi împărtășesc iubirea și se angajau în tot felul de voluntariate, la orfelinate și așa mai departe, pentru că voiau, erau atât de, de mature emoțional și uh, spiritual încât voiau să împărtășească uh, bogățiile lor lăuntrice cu alte uh, cu alți uh, semeni. Ei, Dumnezeu care este mai presus de tot ceea ce putem noi concepe ca iubire, da? din a cărui iubire și noi ne hrănim. Dumnezeu care este izvorul nesecat al iubirii, cu atât mai mult își împărtășește planul, gândurile și lucrarea cu noi ființele nemeritoase, nevrednice, dar iată că Dumnezeu. Și ca să legăm chestiunea aceasta și de, de subiectul discuției noastre, Dumnezeu ne abilitează, ne capacitează pentru a face lucrările sale, că da, Dumnezeu este îndurător, este iubitor, ne cooptează în împlinirea planului Său, dar nu putem împlini oricum planul Său. Nu putem arăta oricum și să împlinim planul Său, ci trebuie să fim. Aduși la o, la o stare după voia lui Dumnezeu, și pe măsură ce căpătăm ceea ce numeam adineauri frumusețea chipului lui Hristos, pe măsură ce ne conformăm sau ne armonizăm cu sfințenia lui Dumnezeu, devenim tot mai adecvați lucrărilor lui Dumnezeu. Pentru că în Scriptură găsim foarte clar afirmat că lucrările lui Dumnezeu nu se fac prin putere omenească, prin iscusință omenească, ci prin putere dumnezeiască. E, asta înseamnă că este nevoie de un anumit tip de om pentru a se face lucrările lui Dumnezeu. Dacă vreți să o luăm cu, cu începutul, în, în Eden Dumnezeu îi încredințează această sarcină nobilă lui Adam, o făptură nepătimitoare, imatură, dar nepătimitoare, da? și îi spune: ca da, să guverneze, a da, fiți roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Îl pune să pe om să guverneze Edenul în calitate de coregent, da? de, de reprezentant al Dumnezeirii în creația văzută, sublunară. El pune să guverneze creația în numele lui Dumnezeu. Și el poate să o facă pentru că este o ființă neafectată de păcat. El se împărtășește nemijlocit de sfințenia lui Dumnezeu. Spune acolo în chip metaforic scriptura că Dumnezeu se cobora în răcoarea dimineții și vorbea cu Adam, avea o părtășie nemijlocită cu Adam. În momentul în care omul este despărțit de Dumnezeu prin păcat, prin cădere, atunci el își pierde această calitate de, de, să zicem, administrator, de guvernator al Edenului, este alungat din Eden, dar în mila sa, iată, avem, harul lui Dumnezeu se manifestă din totdeauna, de la începutul istoriei mântuirii. Este un har care anticipează harul lui Dumnezeu manifestat în jertfa lui Hristos. Dar Dumnezeu îl lasă totuși, ca purtător al chipului său, îl lasă pe om să guverneze în continuare creația și îi dă posibilitatea de a recăpăta ce a pierdut, dar de data aceasta în Hristos Domnul. Da? Ca să rezumăm foarte euh, sintetic, foarte laconic, să spunem așa, planul lui Dumnezeu. Deci, în Hristos Domnul putem relua procesul acela de asemănare cu Dumnezeu, ce numim noi creștere în sfințire, creștere spirituală, maturizare spirituală. Da? Este un proces de construcție de sine, către frumusețea pierdută a chipului dumnezeiesc. De ce? Ca să putem, ca să ne putem din nou asuma misiunea pe care am avut-o în Eden, și anume săvârșirea lucrărilor lui Dumnezeu, guvernarea creației. Dar acum suntem, suntem incapabili, suntem inadecvați. De aceea, pe măsură ce Dumnezeu în Hristos Domnul, prin Duhul Sfânt, ne șlefuiește, dăltuiește în noi frumusețea chipului Cristic. Noi devenim tot mai capabili să participăm la împlinirea Planului lui Dumnezeu. Suntem din ce în ce mai adecvați împlinirii Planului lui Dumnezeu. Și, probabil, urmează să vedem cum facem lucrul acesta, cu ce rol are suferința. Exact. În... Că da. Întrebarea mea este, Doamne, cum se manifestă credința în suferință? Da, da. E, acum, pentru că avem cadrul foarte bine, zic eu. Conturat cadrul teologic. Pentru că este foarte important atunci când vorbim despre credință în suferință să avem un tablou cognitiv coerent a ceea ce înseamnă planul lui Dumnezeu. Altfel, spuneam. Avem, dacă nu avem toate, toate aceste componente așezate bine pe masa de lucru, avem toate șansele să o luăm lateral foarte ușor. Da, da. E, ceea ce vedem de fapt, da. se întâmplă de multe exact. ori. Exact. Lacunele, lacunele teologice, da, creează niște breșe. E, Vă dau un exemplu foarte simplu, doar să vă gândiți la un moment dat, poate uh, spuneți ceva și despre asta. Mă duc, trec pe roșu, iau amendă, uh, nu respect regulile de circulație, sufăr și pun asta pe, mă, pe, pe seama al Domnului Hristos. Uite, sunt creștin, am fost amendat. Sau fac ceva, uh, încal legea, nu contează care lege, sufăr și spun, uh, am fost, da, Dumnezeu m-a da, pedepsit. Da. da, da. Înțelegeți? Cauza acestui derapaj este o lacună teologică. Da? Faptul că nu. Dar da. da. Dacă îmi lipsește, îmi lipsește niște piese foarte importante din acest puzzle care, teologic, da, care se numește planul lui Dumnezeu, metanarațiunea biblică, imaginea de ansamblu, privirea satelitară asupra planului lui Dumnezeu. Deci, lasă să se referă și Apostolul Pavel, ca să lungim puțin, dar nu prea mult paranteza aceasta, Apostolul Pavel când spune și mă rog, le spune Colosenilor, Coloseni 1 cu 9 și mă rog să vă umpleți de cunoștința voii lui Dumnezeu. Și aici iarăși avem o percepție reducționistă asupra a ceea ce înseamnă cunoștința voii lui Dumnezeu. O perspectivă reducționistă prin individualizarea ei. Cunoașterea voii lui Dumnezeu înseamnă să cunosc la ce școală să merg, ce carieră să urmez, cu cine mă căsătoresc, care e geabul cel mai bine plătit pe care trebuie. Da, Pune înaintea Domnului îl întreb pe Dumnezeu care e voia lui Dumnezeu cu privire la mine. Nu. Cunoașterea voiei lui Dumnezeu acolo sau ce numește Apostolul Pavel cunoașterea voiei lui Dumnezeu este de fapt cunoașterea planului lui Dumnezeu. Și după aceea spune foarte interesant. Ajungem exact la raționamentul pe care l-am lăsat. Spune ca să-i puteți fi plăcuți în toate lucrurile aducând rod în tot felul de fapte bune. Deci necunoașterea planului lui Dumnezeu din scripturi, necunoașterea... Ne Deposedarea sau, mă rog, faptul de a nu avea această imagine de ansamblu asupra planului lui Dumnezeu, asupra istoriei mântuirii, duce la niște derapaje uh, spirituale și comportamentale și la desertificare spirituală. Nu mai avem rod, nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu prin rodul pe care îl aducem dacă avem o teologie precară. Da? Și acum, întorcându-ne la, la subiectul nostru, iată de ce este atât de important să înțelegem acum. Suferința și credința în suferință în contextul Planului lui Dumnezeu. Pentru că spuneam că credința în suferință înseamnă să am convingerea că Dumnezeu are un plan, dar pentru asta trebuie să-l cunosc cât mai bine, că Dumnezeu are un plan și că suferința mea face parte, joacă un rol în acest plan desăvârșit al lui Dumnezeu. Și de aceea poate Dumnezeu nu vrea să-mi curme suferința. În general, găsim în, în Sfintele Scripturi, eu uitându-mă în Sfintele Scripturi și în anumite opere teologice ale celor care au reflectat la această chestiune, le-aș recomanda telespectatorilor noștri de pildă lucrarea lui C.S. Lewis lucrările lui C.S. Lewis problema durerii și de ce doamne, ambele publicate de, în limba română de editura Humanitas dar uitându-ne în Sfintele Scripturi uitându-mă în Sfintele Scripturi găsesc patru mari Roluri ale suferinței în credință, roluri sau scopuri cu care Dumnezeu îngăduie suferința în viețile noastre, astfel încât să devenim tot mai adecvați planului Său. În primul rând, și voi fi voi fi cât se poate de scurt, pentru că, așa cum spuneați, problema suferinței este una foarte amplă, foarte vastă, dar în Sfintele Scripturi găsim faptul că în contextul suferinței Dumnezeu ni se descoperă. Suferința este un context de învățare. Dacă vreți, găsim lucrul acesta și în Vechiul Testament și pentru că este mai amplu, dar Vechiul Testament ne oferă poate chiar mai multe exemple ilustrative, adică Israel îl cunoaște pe Dumnezeu în primul rând prin experiențele sale cu Dumnezeu. Dacă ne uităm la Chiar la începutul experienței lui Israel cu Dumnezeu, începutul experienței lui Israel ca națiune, nu mă refer la patriarhi, deși și acolo e mult de discutat, tot, tot experiența cu Dumnezeu stă la bază pentru că nu aveau scriptură, dar lui Israel se spune în felul următor, exod capitolul 19, după ce este scos din, din robia egipteană, Dumnezeu, înainte de a încheia legământ cu acest popor, exod 20, în exod 19, prin Moise, Dumnezeu îi spune lui Israel în felul următor, Ați văzut ce le-am făcut egiptenilor și cum v-am adus la mine cu braț puternic și pe aripi de vulturi. Acum, dacă veți asculta de glasul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Da. Deci, toate acele experiențe pe care le îngăduie Dumnezeu, acele suferințe, acele crize, pentru că Dumnezeu, în mod intenționat, am putea spune, dacă ne uităm cu atenție și în Cartea Exodului și mai departe. Iată, Dumnezeu îi duce în mod intenționat la Marea Roșie. Se putea ajunge în Canaan, din Egipt, în Canaan, pe o rută nordică, fără Marea Roșie. Dar Dumnezeu preferă să-i călăuzească prin sud, să ajungă la Marea Roșie, să ajungă într-o criză, da, Exod, capitolul 14, ca să le poată spune ce rost au strigătele acestea. Nu fiți disperați, pentru că pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți acum... Um, venind năvalnic către voi și amenințător, nu-i veți mai vedea niciodată. Și Israel a văzut, spune Scriptura, a văzut mâna tare a Dumnezeului său. Da? Deci Dumnezeu creează, am putea spune. Dumnezeu ne conduce către contexte ale suferinței, ale strâmtorării, ale crizei, pentru că acolo cunoaștem, îl cunoaștem pe Dumnezeu în maniere în care nu l-am putea cunoaște altfel. Da. Găsim lucrul acesta și în, în, în Noul Testament De pildă Domnul Iisus Hristos după mulțirea pâinilor Când ucenicii rămân oarecum cu, cu o imagine idilică despre ucenicie Spune că s-au -au întors de la, să zicem, de la evangelizare, Cum am numit noi, numit noi astăzi Au predicat, demonii le erau supuși, vindecau I-au spus Domnului entuziasmați acest lucru După aceea Domnul face acel miracol de mulțirea pâinilor Marcu 6 de la 30 la 44 și apoi în versetul 45 se spune că Domnul Iisus Hristos i-a silit pe ucenici să intre în corabie da? și i-a silit să intre într-o corabie în care Domnul știa că vor experimenta suferința pentru că spune că la un moment dat corabia era cuprinsă de valuri, ucenicii se trudeau, spune că Isus i-a văzut pe ucenici trudindu-se, necăjindu-se cu vâslitul și abia în a patra strajă, adică către dimineață, a venit la ei. Deci suferința este necesară pentru ca Iisus să li se descopere. Pentru că uh, când îl văd venind pe Domnul la ei, uh, ucenicii nu știu cine este. Țipă, li se pare că este o nălucă. Da? Și atunci li se descoperă Hristosul Fiului Dumnezeu care stăpânește, care domină. Forțele dezlănțuite ale, ale naturii și așa mai departe. Deci găsim multe alte fel de, de episoade. Pe lângă faptul că ni se descoperă, cred că Dumnezeu folosește suferința în viețile noastre și pentru a ne despătimi pentru a ne, pentru a ne, și pentru a ne îmbogăți cu virtuțile sale. Pentru că, spunea S.S. Luis foarte bine, un om rău și fericit. Nu își va da seama niciodată de starea lui nenorocită. Dar de foarte multe ori, Dumnezeu folosește suferința tocmai pentru a ne atrage atenția asupra unor derapaje din viața noastră, unor căi străine pe care am rătăcit și pentru a curăța sufletele noastre de patimă și pentru a ne îmbogăți cu anumite virtuți. Găsim lucrul acesta clar afirmat. Într-un alt text surprinzător despre suferință, Iacov 1, versetele de la 2 la 4, spune Frații mei, când treceți prin felurite încercări, să le priviți cu toată bucuria. Nimeni nu se bucură când trece prin încercări și totuși Iacov spune, iată, logica divină este foarte diferită de logica noastră decăzută, fiindcă știți că încercarea credinței voastre aduce răbdare, da, virtute, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Deci avem aici trei expresii sau termeni care se referă la um, perfecționarea ființei noastre lăuntrice. Să fiți desăvârșiți, parcă exprimarea este redundantă. Dacă ar, am privit după că, uh, standardele filologice moderne, exprimarea este redundantă, dar parcă, parcă scriitorul biblic nu-și găsește suficiente cuvinte ca să ne explice. Desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de, de nimic. Deci se vorba despre formarea caracterului nostru care în suferință primește ceva ce în alte contexte n-ar n-ar primi. Apoi, cred că Dumnezeu ne face conștienți în suferință și de faptul că El este cea mai prețioasă avuție pe care, pe care o avem. Iarăși C.S. lui spunea avem de toate este o formulare cumplită dacă în acest de toate nu este inclus în primul rând Dumnezeu. Când ni se pare că avem de toate, că nu ne lisește nimic, Dumnezeu îngăduie anumite experiențe nefericite tocmai pentru a ne arăta că el este avutul nostru cel mai de preț și dacă l- avem pe el, chiar și dacă n-am avea nimic, avem totul. Revin la C.S. Lewis care a reflectat foarte profund asupra problemei durerii. El spunea în felul următor. Când viața ne este agreabilă, nu avem niciodată predispoziția naturală de a-i încredința lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu are grijă să ne facă uneori viața dezagreabilă, nefericită, pentru că atunci, cu siguranță, alergăm la El. Sau suntem mai predispuși să alergăm la El. De aceea, din când în când, Dumnezeu îngăduie suferința. Vedem lucrul acesta în experiența paradigmatică, după părerea mea, a lui Iacov, când se luptă cu Dumnezeu. Deși are nenumărate bogății, îl ține pe Dumnezeu, dar îl ține pe îngerul trimis de Dumnezeu și îi spune nu te las să pleci până nu mă bine Păi, nu ești binecuvântat la câte ai, la câte cadouri ai făcut lui Esau, nu ești binecuvântat. Dar Iacov, acela este momentul de întâlnire a lui Iacov cu Dumnezeu. Iacov își dă seama că dacă nu l are pe Dumnezeu, nu are nimic. Numai că, foarte important pentru subiectul nostru, experiența se soldează cu lovirea lui Iacov și Iacov iese de la întâlnirea cu Dumnezeu șchiopătând șchiopătând, dar binecuvântat. Din suferință ieșim, poate șchiopătând, asta ce înseamnă? Poate cu o traumă, poate cu mai puțin bani, poate cu o sănătate mai precară. Cine știe? Cu, cu geabul pierdut. Dar cu siguranță putem ieși binecuvântați. Schimbați. Schimbați. Pentru că adevărata binecuvântare este tocmai transformarea noastră către acea frumusețe a chipului Dumnezeu. Acel plan al lui Dumnezeu despre care am citit în Romani 8:28, da, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și care sunt chemați după planul Său, și planul Său este să-i aducă la asemănarea cu Hristos, spune Apostolul Pavel. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l subliniez în secțiunea aceasta a discuției noastre, pe lângă faptul că Dumnezeu uh, ni se descoperă, ne desăvârșește, uh, ne trezește conștiința. Nevoii de El în viață, a apreciuirii Lui în viață, Dumnezeu se și proslăvește prin, prin suferința noastră. Găsim lucrul acesta în, în scriptură. Apostolul Pavel spune în Filipeni 1 cu 20, când El era în, în temniță, în detenția romană, spune: deși, deși își dorește să iasă de acolo pentru că, spune El, le-ar fi mai util bisericilor, dar spune în felul următor: Cristos, am, am convingerea aceasta și ar fi bine, poate, să chiar să citim: am și citat din memorie, dar putem citi din Filipeni 1 cu 20 unde Apostolul Pavel își exprime convingerea că Dumnezeu se poate proslăvi prin el. Dar uitați, spunea, aștept cu înfocare și nădăjduiesc că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că Hristos va fi preamărit cu toată îndrăzneala în trupul meu. Și acum, spune, fie că trăiesc, fie că mor. Nu? Noi ne gândim cel mai adesea că Hristos se proslăvește în viața noastră printr-o experiență fericită. Adică dacă trăiesc, dacă Dumnezeu mă vindecă, dacă Dumnezeu mă scoate din încurcătura aceasta profesională, dacă nu pierd bani, ci câștig, dacă... Da. Dar Apostolul Pavel spune nu. Oricare ar fi sentința, oricare ar fi sentința, Dumnezeu se poate proslăvi fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Asta înseamnă că Dumnezeu se poate proslăvi, da, făcând și miracole, da, de izbăvire, de eliberare um, a noastră, fie de boală sau de o altă criză, în suferința noastră, dar găsim, iată, la scritorii biblici inspirați de Duhul lui Dumnezeu, că Dumnezeu se poate proslăvi prin suferința noastră și dacă ea se termină, tragic. Probabil Apostolul Pavel se gândea că și dacă mor, și dacă mor, Hristos este proslăvit prin credincioșia mea. Și lucrul acesta trebuie neapărat reținut, trebuie să ne aducem aminte de el în suferință, pentru că Dumnezeu se poate proslăvi în suferința noastră prin credincioșia noastră. Nu doar prin vindecarea miraculoasă, eliberarea miraculoasă, suplimentarea miraculoasă a resurselor noastre materiale, da? ci prin credincioșia noastră în Eșec, dacă vreți, în boală, până la moarte, dacă vreți, prin credincioșia noastră până la sfârșit, Dumnezeu se poate proslăvi. Deci, iată câteva, câteva aspecte, câteva moduri în care Dumnezeu folosește suferința pentru a ne desfășura în vederea împlinirii planului Său. Ne întoarcem întotdeauna la Planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu. Și, foarte... Iată că, și suferind, putem împlini Planul lui Dumnezeu. Dar, în centru este Trebuie să, în centrul credinței noastre trebuie să fie planul lui Dumnezeu care este desăvârșit și care folosește suferința mea pentru împlinirea sa. Înainte de a încheia, domnule profesor, aș vrea să vedem și ce putem face noi ca și credincioși. De suferință, cu siguranță, avem parte, dacă nu avem, cu siguranță o vom avea. Suntem înconjurați de suferință. Care ar trebui să fie cererea noastră, să spunem, uzuală atunci când trecem printr-o experiență de aceasta a suferinței? Cererea da. noastră către Dumnezeu. Este o întrebare foarte bună, pentru că și aici practica uh, vieții de zi, cu zi, de zi cu zi ne arată că cea mai frecventă rugăciune în suferință este una nebiblică, după părerea mea, și anume să scăpăm de suferință. Exact. Ceea ce, după părerea mea, nu este tocmai biblic, uh, Iată, după înțelegerea mea, ce ar trebui să fie în atenția noastră, ce ar trebui să constituie subiectele noastre de rugăciune, conținutul rugăciunilor noastre în suferință. Apostolul Iacov, revenind la Iacov, capitolul 1, unde se vorbește despre suferință, și reiau citirea, cu versetul 2 pe care l-am citit, spune să privim cu multă bucurie trecerea prin încercări, pentru că. Ajung repede la versetul 4, pentru că am citit răbdarea își va face desăvârșit lucrarea ca să fim desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Și acum, ce se întâmplă? Versetul 5. Versetul imediat următor. Dacă vrunea dintre voi, dacă vreunul dintre voi are nevoie de înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă. Aici ai impresia că se produce o fractură. De, de raționament, o fractură logică în gândirea scriitorului sacru. Vorbim despre suferință, suferința ne face de săvârșit și acum, dacă cineva are nevoie de înțelepciune, dar nu de înțelepciune am nevoie în suferință, în suferință vreau să scap de ea. De ce oare scritorul biblic pare să, să sufere aici de o, o fractură de logică? Ceea ce nu este adevărat. Logica scritorului sacru este efectiv dumnezeiască. Ce vrea să spună scritorul biblic și pentru asta trebuie să înțelegem conceptul de înțelepciune în scriptură, care nu este inscusință, nu este inteligență, ci înțelepciunea în accepțiune biblică este capacitatea de a vedea lucrurile așa cum le vede Dumnezeu, din perspectiva împărăției lui Dumnezeu. A avea înțelepciunea înseamnă a avea optica lui Dumnezeu asupra realității. Și acum, scritorul biblic vrea să spună așa, dacă cineva nu privește Suferința așa cum o privește Dumnezeu, să ceară înțelepciunea asta de la Dumnezeu, da? care dă cu inimă largă. Și acum, cred că un prim subiect de rugăciune fundamental în suferință este următorul. Doamne, ajută-mă să văd suferința aceasta așa cum o vezi Tu. Ea poate fi atelierul lui Dumnezeu, școala lui Dumnezeu, medicamentul lui Dumnezeu, îndreptarea lui Dumnezeu ajută-mă să, să văd, suferința aceasta așa cum o vezi tu. Asta ne îndeamnă Iacov. Iacov nu spune, dacă cineva suferă, să ceară, să scape de suferința asta, dar să ceară cu credință. Nu, Iacov spune, suferi foarte bine, bucură-te, ai ceva de învățat acolo, Dumnezeu șlefuiește ceva în tine, Dumnezeu te întoarce la sine, Dumnezeu îți face un mare bine când suferi. Dar dacă nu înțelegi lucrul ăsta, dacă nu vezi rostul roagă lui Dumnezeu să ai înțelepciunea asta, să vezi, să ai această capacitate de a vedea ce mare bine îți face Dumnezeu în suferință. Deci, nu găsim unde aici, în acest capitol despre suferință, că Iacov ar spune: Folosește-ți credința pentru a scăpa de suferință. Nu. Folosește-ți credința ca să-ți înțelegi suferința. Sau cum spunea uh, uh, Timothy Keller, ca să vorbim și despre autorii contemporani. Mi-a plăcut foarte mult, și cred că am mai amintit într-o emisiune împreună cu dumneavoastră acest imperativ care dovedește o profunzime deosebită. Spunea: nu vă irosiți încercările. Încercarea este o mare binecuvântare și nu trebuie irosită, da, nu trebuie risipită. Un alt subiect de rugăciune în încercare este ca Dumnezeu să ne ajute să fim maleabili prelucrabili, pentru că cu siguranță Dumnezeu șlefuiește ceva, ne învață ceva, da? modelează ceva în ființele noastre. Și atunci este foarte important da, să să fim ca lutul în în mâna olarului, ființa noastră să fie modelabilă, să fie docilă în mâna lui Dumnezeu. De aceea cred că o rugăciune potrivită ar fi Doamne, ajută-mă în suferința aceasta să învăț mai repede ce am de învățat și să poți forma în mine ce ai de format. Da? Pentru că, da, învățatul, bineînțeles, învățatul spiritual nu este doar uh, acumulare de conținut cognitiv, dar uneori și asta învățăm. Da? Și, și avem parte și de asemenea învățătură. Pur și simplu, da? Capitalul nostru de experiență ne transmite o cunoaștere, chiar și cognitivă, da? foarte importantă. Învățăm ceva despre Dumnezeu, despre noi înșine. Ajungem să ne cunoaștem în suferință, cred că ajungem să ne cunoaștem într-o manieră în care, în alt context, nu ne-am putea uh, cunoaște. Deci, ar trebui să ne rugăm să facă Dumnezeu ce vrea să facă cu noi în suferință. Ajută-mă, Doamne, să dobândesc aceste bunătăți, aceste, aceste bogății cât mai repede. Da? Să nu trebuiască prelungită școala aceasta a suferinței. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, pentru că am vorbit despre asta, trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să se proslăvească prin suferința noastră. Doamne, ajută-mă să trec prin suferința aceasta astfel încât Tu să fii onorat. Că se termină mai repede, că se termină mai uh, târziu că faci o minune, că nu o faci, că se termină într o manieră dezirabilă uh, sau uh, într o manieră mai tragică. Tot ce mă interesează, dacă vreți, acesta este, asta este marca uh, distinctivă, după părerea mea, a unui creștin matur. Este interesat în mod exclusiv de slava lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, orientat în mod exclusiv și intens către Dumnezeu. Slavă Domnului! Așa să ne ajute Dumnezeu să facem să fim interesați de slava, de slava lui, să înțelegem planul lui Dumnezeu și mai ales să avem o perspectivă biblică a ceea ce înseamnă uh, credința în suferință. Domnule profesor, uh, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Uh, timpul a trecut atât de repede Uh, cu siguranță, uh, vă mai face uh, plecând de la tema aceasta a suferinței și a credinței, uh, putem merge puțin și în câteva cazuri concrete, cred că putem discuta despre asta. Așa că uh, invitația mea este deschisă pentru dumneavoastră. Sunteți da, bineveniți și Dumnezeu să vă binecuvânteze în slujina pe care o faceți atât spus. la școală și de asemenea la biserică. Amin. Da, cred că în seara aceasta am vorbit ceva mai mult despre. Suferință, poate altădată vorbim mai mult despre credință, pentru că credința nu se exercită doar în suferință, apelăm noi mai des la ea în suferință, dar da, într-adevăr, discuția este foarte amplă și foarte fertilă, să spunem. Terenul este unul foarte fecund din punct de vedere teologic. Și... Domnului, noi vă mulțumim, întotdeauna este o plăcere să stăm de vorbă cu dumneavoastră. În seara aceasta a fost un festin de Mulțumesc. cuvânt și mai ales de de conținut biblic, slavă Domnului și ne rugăm pentru tot ceea ce faceți spre slava lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru mine a fost o deosebită plăcere să împărtășesc aceste gânduri cu dumneavoastră și cu telespectatorii noștri și facă Domnul ca ele să fie o sămânță bună care să cadă într-un pământ bun și să aducă rod pentru gloria Domnului. Amin. Dimați prieteni și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați petrecut câteva minute în fața micului ecran. Noi de aici vă salutăm și vă binecuvântăm până data viitoare. La revedere!